Bună ziua și bine v-am regăsit la Transilvania la zi. Jumătate din lemnul tăiat în România în ultimul deceniu provine din defrișări ilegale. Acestea sunt concluziile unui raport realizat de Agenția Americană de Investigații de Mediu după cercetări amănunțite în teren. Și cei de la Greenpeace prezintă situația alarmantă în care am ajuns. Astfel, într-un singur an, tăierile ilegale de pădure au prejudiciat statul cu peste 50 de milioane de euro. Autoritățile susțin că încearcă să combată acest fenomen cu radarul pădurilor, iar acum înființează gărzile forestiere. Încercăm să aflăm chiar de la cei responsabili de paza aurului verde al României, dacă se mai fură ca în Codru și dacă sunt în stare să oprească acest jaf. Astăzi vă prezentăm și totodată vă invităm la un eveniment unic în lume, Atypic Beauty, o lecție de viață în care frumusețea interioară este cea care contează cu adevărat. Și la finalul emisiunii vă invităm la un alt eveniment care are loc în premieră la Cluj-Napoca, Festivalul European al Școlilor de Balet. Dar mai întâi să vă prezint partenerul meu de dialog de astăzi, Remus Florescu, jurnalist la Adevărul. Bună ziua, Remus! Bine Bună ai ziua și bine v-am regăsit! Să rezervăm pentru această parte a emisiunii și o veste bună, pentru că am fost săptămâna trecută la Bruxelles, aduc vești bune de acolo și anume s-a relansat un proiect de microfinanțare la nivelul Uniunii Europene și aici mă refer la posibilitatea a 20.000 de micro-întreprinderi și prin asta înțelegem firme cu mai puțin de 10 angajați, pot lua credit de până la 25.000 de euro, credit garantat de Uniunea Europeană, pentru că în situația în care, să zicem, ești șomer și vrei să iei un credit, nicio bancă, nici din România și de niciunde din Uniunea Europeană nu o să-ți dea un credit dacă nu vii cu garanții. Comisia Europeană s-a gândit la această problemă, mai ales având în vedere că 85% din noile joburi înființate la nivelul Uniunii provin din microafaceri și va asigura garanția pentru aceste microfinanțe. Și cei de acolo au și prezentat niște... domenii care sunt preferate? Sunt în principiu de la agricultură până la turism, IT, cam orice sferă de activitate și este cumva orientat spre persoanele oarecum defavorizate de piața muncii, șomeri de mai mult de un an, femei și am mai multe povești interesante, puteți citi pe Adevărul. De exemplu, o arhitectă din Irlanda s-a gândit să se reprofileze pentru că în 2007 a venit criza și a lovit puternic tot ce înseamnă industria construcțiilor și face nougat acasă în garajul ei. Bineînțeles că o banca din Irlanda la care și-a făcut se ipotecă și la care a avut toate investițiile nu a vrut să-i dea credit și atunci a intervenit o instituție de microfinanțare care i-a acordat creditul necesar. Bineînțeles, pe lângă asta se acordă și consiliere, pentru că nu poți să te aștepți de la un om care a făcut toată viața altceva să... Consiliere gratuită. Consiliere gratuită. Din partea cui? Din partea instituțiilor de microfinanțare, care la rândul lor sunt finanțate de Uniunea Europeană. Și o altă situație care a ajutat-o pe arhitecta despre care vorbim este că în Irlanda 20% din produsele vândute la supermarket trebuie să fie produse locale. Deci dacă este o femeie care coace pâine acasă, supermarketul trebuie să o contacteze și să vadă dacă se deci poate... locale. Locale. Nu neapărat irlandeze, deci să fie de pe plan național. Da, să fie din zona în care activează respectivul magazin. Și mai avem tot așa o poveste din Portugalia, o directoare de firmă IT a devenit expert în turism culinar. Pentru că era o pasiune de a dânsei, a dat faliment firma respectivă și s-a reprofilat pe o nișă. În Lisabona, deși există o industrie puternică a turismului, nu s-au gândit foarte mult să facă turism culinar. Și uite așa... Dar știi că și noi avem astfel de povești de succes. Da, da, sunt și la noi și sper să fie și mai multe. Felicia Tula este una dintre doamnele care au lăsat un job bine plătit la București de manager la o companie multinațională și a venit și și-a dezvoltat afacerea ei care... ulei presat la rece, care are mare succes. Excelent. Și vreau să spun că la lansarea
programului la Bruxelles, au fost 5 țări care au semnat, pentru că Uniunea Europeană într-adevăr garantează, dar trebuie să semneze un acord cu bănci sau instituții de microfinanțare din țările respective. Printre primele țări care au semnat se află și România. Și este o instituție, mai bine nu zic numele, dar cetățenii români care vor să ia aceste credite, să știe că până în 25.000 de euro se pot lua fără garanții, trebuie să mergeți la bancă cu un plan de afaceri bine întocmit și aveți toate șansele să luați un credit. O veste bună, gen. Sper ca să fie cât mai mulți români. Și eu, și întreprinzători, pentru că, cum spuneam, 85% din noile joburi provin din micro-întreprinderi. Diferența este în alte țări și din ce am vorbit cu antreprenoarele din Irlanda, Portugalia și Franța, ei au foarte mult sprijin și în ceea ce privește consilierea și chiar o finanțare și din partea statului, niște granturi pentru... De exemplu, se dă ajutorul de șomaj în Portugalia, se dă tot odată dacă vrei să-ți deschizi. Ei pe 2 ani și atunci poți să lucrezi. Sunt idei care ar putea să fie implementate totuși, și la noi. Și de, sunt foarte, foarte... Și consilierea asta este iară foarte importantă, inclusiv pe părți de taxe, contabilitate, tot ce ai nevoie. Din păcate, la noi se face contracost momentan. Da. Da, aici avem o mare problemă. Ei, îți propun să trecem la primul subiect și să vorbim despre tăierile ilegale de pădure. Acestea au prejudiciat statul cu peste 50 de milioane de euro într-un singur an. Cel puțin așa reiese dintr-un studiu Greenpeace pentru anii 2013-2014. Județele Cluj, Alba și Maramureș sunt cele în care au dispărut cele mai mari cantități de lemn ca urmare a tăierilor ilegale. Raportul Greenpeace arată că în aceste zone s-au înregistrat mai bine de 3 sferturi din volumul de lemn tăiat ilegal în România din 2013 până în 2014, perioada în care autoritățile au identificat peste 1 milion de metri cubi de lemn furat. 52 milioane se referă strict la acești 1,1 milioane metri cubi care au fost dovediți ca fiind lipsă de fondul forestier. Diferența de la 1,1 milioane metri cubi până la 8,8, cât spune inventarul forestier național că se extrage ilegal, este incalculabilă. Nu știm unde au dispărut acei bani. Erați la furat de lemne? Nu. Ați avariat o mașină a poliției? Nu. Acum s-a avariat singură mașina poliției. Ca să prevină astfel de cazuri, ecologiștii cer autorităților să îmbunătățească radarul pădurilor și să înăsprească pedepsele. De monitorizarea tăierilor din păduri se vor ocupa și gărzile forestiere. Înființarea lor a primit aprobare în Senat. Eu sper că această gardă își va face datoria. Actualmente, cu toată înființarea sistemului de așa zis radar, se fură cu căruța și cu calul, dar se fură în permanență. Locul unde se cumulează acest produs, prima fază, sunt gaterele. Dacă vom împiedica proprietarii de gatere să proceseze lemn ilegal tăiat, vom mai face un pas important. Gărzile forestiere vor dubla radarul pădurilor, sistem de monitorizare prin GPS pus în funcțiune acum un an. Acesta permite urmărirea transporturilor de lemne din pădure până la destinație, dar și verificarea legalităților prin apel la numărul de urgență 112. Alături de noi se află acum Radu Mititean, director executiv al Clubului de Cicloturism Napoca. Bună ziua! Bine v-am regăsit! Bine ai revenit! Și domnului Strată Ștețco, inspector șef al Gărzii Forestiere Cluj. Bună ziua! Bine v-am găsit! Și bine ați revenit și dumneavoastră după un an de zile la emisiunea Transilvania la zi. Atunci ați ocupat funcția de director general în cadrul Ministerului Mediului Parcă. Da, la departamentul pentru ape, păduri și piscicultură. Da. Exact. Și am avut o discuție după ce a devenit operațional radarul pădurilor. Imediat după ce a devenit operațional radarul pădurilor, am avut o discuție anul trecut, așa este. Atunci am zis că o să avem o altă întâlnire pentru a vedea rezultatele acestui radar. A funcționat cu rezultate? Aveți?
Da, se pare poate că observa acest lucru? Se pare că rezultatele sunt mai mult decât s-a așteptat toată lumea. La ultimele statistici pe care le-am văzut făcut de un forum care urmărea piața lemnului, se pare că au dispărut după piață circa între 3 și 4 milioane de metri cubi, care cei 3-4 de milioane de metri cubi se puneau pe piață cu documente uneori ilegale, astăzi au dispărut după piață. De dovadă și prețurile care au crescut foarte mult la vânzarea masei lemnoase. Acestea sunt datele unui forum, de pe un forum. Dumneavoastră aveți astfel de date? Deci ați constatat, într-adevăr, din pădurile... Aveți 5 județe, da? 4. 4. Da. Cluj, Alba, Maramureș și Bistrița Năsăud. Da. Da. Ce se întâmplă? Radarul pădurilor și-a propus nu să constate tăieri legale. Radarul pădurilor și-a propus să reducă tăierile ilegale. Adică să rămână, să nu se mai facă tăieri legale, să nu se transporte cu documente. Cred că cel mai mare lucru a fost implementarea acelui sistem 112 prin STS, care aș putea să vă spun, am luat de pe site-ul STS-ului astăzi, sunt de la intrarea în vigoare a radului, sunt undeva la 19.330 de apeluri pe 112, din care 3.663 s-au dovedit a fi ilegale. Faptul că cetățenii pot să sune la 112 doar indicând numărul mijlocului de transport din spatele autovehiculului, într-un timp de maxim 30 secunde îi se răspunde dacă este un transport legal sau ilegal, după care, dacă este legal, să închide fișa de date, dacă nu, se transmite către Inspectoratul Județean de Poliție, care la cel mai apropiat echipaj de poliție îl dă în lucru și se continuă controlul. Numărul de apeluri este la nivel național? Este la nivel național, cu repartizări pe județe, legale, ilegale, pe site-ul STS-ului se poate găsi. La orice, se actualizează zilnic. Radu, eram optimiști atunci și speram să avem rezultate, într-adevăr, să nu mai fie tăieri ilegale. Eu nu mi-am manifestat optimismul, ci oarecare reținere atunci. Din păcate se confirmă. Sigur, este un pas pozitiv înainte. În sfârșit, senzația că se face ceva concret, dar este destul de puțin, pentru că radarul pădurilor, în primul rând, este doar o verigă pe transportul, pe drumuri publice, unde circulă mijloace matriculate, că pe drumul forestier sunt camioane nematriculate, legea nu cere să-ți înmatriculezi vehiculele cu care circuli pe drumurile forestiere. În al doilea rând, sunt încă destule portițe. Se merge cu camioane cu prelată foarte mult, în care nu vezi că este lemn, nu bănuiești că este lemn înăuntru. Se circulă noaptea la ore târzii și atunci puțină lume mai este pe drum să observe. Asta este tipic și eu merg și în acest sfârșit de săptămână. A fost în zona montană județului Cluj, în care în continuare se taie pe rupte și mergi câte 10 km și nu vezi un hectar de pădure intactă și la fel, pe la 10-11 seara încep coloanele de camioane, bine mersi, unele au număr de matriculare, altele nu au, pentru că unde nici nu sunt pe drum public, nici măcar nu le cere legea să fie înmatriculate și din păcate s-a dezvoltat încă o serie de fisuri care fac să nu-și atingă nivelul de eficiență sperat și dorit de toată lumea. Clar este un pas înainte, însă nu este deloc suficient. Plus că e vorba numai de aparența de legalitate. Cum se taie, de unde se taie, tot ce se întâmplă pe tot lanțul încă este nerezolvat și noi sperăm să vedem continuarea pasului important făcut anul trecut cu radarul pădurilor. Păi aceasta ar trebui să o facă silvicii, nu? Da. Eu aș putea să vă spun că tăierile legale s-au redus drastic. Dacă la nivelul anului 2013 aveam constatări undeva la 604.000 de metri cub pe raza de competență i fost ITRSV Cluj-Napoca, astăzi Gardă Forestieră Cluj, astăzi avem doar undeva la 25.000-26.000, doar 4% din tăierile legale care le-am constatat în anul 2013. Eu vă spun că ele s-au diminuat în mod semnificativ. Sigur, nu s-au eradicat, nu se vor eradica. Va dura mult timp dacă cetățenii și nu se vor conștientiza că dacă vom distruge pădurile vom avea de suferit, lucrurile astea se vor rezolva mult mai greu. Dar să știți că tăierile ilegale s-au redus mult. Dacă discutăm de problema măgurilor, acolo e o problemă atipică, ieșită din comun. Acolo un compostelat de 1900 de hectare a reziliat contractul cu direcția silvică, pădurea e nepăzită, cetățenii taie ilegal, i-am sancționat pe toți, șef de ocoale, președinte e compostelat, am făcut controle, sunt dosare penale în lucru,
Mai mult de atât nu putem face, dar la Măgut sunt probleme. Vorbim de toată zona montan, vorbim și la Izvoare, unde sunt pădurile unor regii din județul Alba, vorbim și aproape aici de Măgut, vorbim și unde este al regii național a pădurilor Om Silva, în partea superioară a Irișoare. Nu-i vorba numai de o anumită zonă, e vorba de toată zona asta superioară a Izvoarelor Someșului, pe care o știu de mic copil și pe care an de an continuă. Acum, de exemplu, pe defileul Someșului Rece se taie pe pante mari de tot ce acum pe 40-50 de grade pe stânci, unde clar legea spune nu tai peste 30 de grade, se taie masiv și smunte de stive de sute de bușteni. Deci lucrurile merg înainte ca și cum nimic n-au surfi întâmplat în asemenea zone. Și am fost în multe zone montane în această vară și lucrurile continuă. Poate nu cu intensitatea dinainte sau poate mai cu perdea, mai organizat, mai la stil mare, nu-și mai permit unii mici că sunt scoși. S-au terminat pădurile mai la vale și acum urcă. No, lucrurile sunt constatate din 2013, acolo munții, e adevărat, sunt suprafețe însemnate de pe care a fost îndepărtat arboretul matur. 95%. Să nu uităm, dacă uitați pe Google Earth, se vede. Da. S-a lăsat câte o fâșiuță de câțiva metri de-a lungul drumului, câte o fâșiuță în jurul câte unei păieni, în rest este veras. Poți să mergi 10-15 km și nu găsești o jumătate de hectar de pădure să fie altceva decât odată la 10 metri un... Eu pot să vă spun că analizând aerofotogramele făcute la o anumită perioadă de timp, așa este, s-a defrișat, că impropriu spus a fost îndepătat arboretul matur, că a defrișa înseamnă să-i schimb și categoria de folosință, lucrul ăsta nu s-a întâmplat, s-au tăiat, se pot vedea după aerofotograme. Cele mai mari din cazuri s-au întâmplat perioada 2009-2012. De atunci lucrurile încet, încet intră într-un făgaș normal. Dar... Deci acele statistici de care vorbeau cei de la Greenpeace, am mai discutat și noi, privesc perioada 2013-2014. Constatări. Ele sunt tăieri istorice, care de-a lungul timpului nu au fost constatate, au fost constatate de către noi în 2013-2014. Noi le-am pus la dispoziție celor de la Greenpeace și au făcut un material la nivel național. Ceea ce spuneam noi în 2013... Dar batele norocul numai în zona noastră? Deci Cluj, Alba, Maramureș? Nu cred că numai în zona noastră, că trebuie să luăm în calcul următorul aspect. Mai bine de 3 sferturi din volumul total. Da, noi avem undeva la 600.000 de metri cupteați ilegal. Dar dacă ați văzut datele făcute publice de către ICAS, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, există un inventar al Fondului Forestier Național care se face ciclic la 5 ani. Au făcut inventar cel alternat în 2012, sunt la a doua etapă, doar parcurgând 25% din suprafețele de probă, care ele sunt permanente, cu coordonate, nu le știe nimeni ca să nu se poată interveni acolo, s-a constatat că anual se taie undeva la 8,8 milioane de metri cubi material lemnos. Ce arată că sunt și pe alte zone, dar n-au fost constatate. Noi le-am constatat, eu sper că dacă vor dezvolta radarul pădurilor, dacă există un... În iunie s-a dat o hotărâre a CSAT-ului prin care s-a asigurat finanțarea, se va dezvolta sistemul și eu sper că încet, încet lucrurile vor intra pe făgașul normal. Finanțarea pentru ce? Dacă îmi permis, deci ne spuneți că de fapt nu avem o problemă foarte gravă la Cluj, că problema e că în alte zone nu s-a constatat, să înțeleg că nu... Din ce pot eu face o analiză după cifrele făcute publice de ICAS pe inventarul Fondului Forestier Național, acolo spun 8,8 milioane metri cub tăiați ilegal. Aia, sigur, sunt țara românească. Da, da, să știți că sunt mai multe informații care converg la aceeași concluzie, că în zona Clujului și în Apuseni îi cea mai mare problemă. Știu că și ministrul apelor și pădurilor, când a venit la Cluj, a zis, la Cluj e dezastru. Da. Când a venit doamna ministru la Cluj, era tot pe 2014, datele, era tot pe 2013-2014, era tot pe datele pe care le aveam, pe constatările noastre. Așa este, dar să nu vă faceți probleme, că și Maramureș are probleme, și Alba are probleme, și Suceava. Adică nu este doar Clujul. Este vizibil sus, platoul munților Apuseni, este vizibil, au fost tăieri concentrate și s-au... Se vede. Și da, sunt. Nu mai e mult, de necontestat. Ne-am fi așteptat din partea dumneavoastră și niște soluții. Nu să veniți că, de fapt, problema e și la alții. Nu. Soluții avem, vă spun. Dacă noi astăzi suntem la 4% din tăierile legale din 2013 constatate, eu cred că e o soluție. Nu știu, dacă ne citați dintr-un forum, nu aveți... Nu, e altceva. Da, e altceva. Nu, era vorba de... Era busa lemnului, ei aveau evidența lemnului, ce era pe piață. Și din stocul, eu vă spun, analizând din suma stocurile operatorilor economici, la data intrării în vigoare a radului pădurilor s-au înjumătățit. Dacă mergem astăzi în portul Constanța, e simplu. Mergem în portul Constanța astăzi și o să vedem că există jumătate din cantitatea de masă lemnoasă ce era anul trecut.
Asta arată că nu se mai duce cu documente, materiale noastre acolo. Vă propun să vedem ce date a prezentat și Agenția Americană de Investigații de Mediu după cercetări amănunțite în teren. Din raportul agenției reiese că jumătate din lemnul tăiat în România în ultimul deceniu provine din defrișări ilegale. ONG-urile de mediu din țara noastră s-au unit și arată cu degetul spre principalul beneficiar, și anume o companie austriacă care respinge însă toate acuzațiile. Experții agenției americane au făcut studii de caz în mai multe zone ale României. O hartă întocmită de Greenpeace arată că în perioada 2000-2011, 280.000 de hectare de pădure au fost tăiate într-un ritm de 3 hectare pe oră. Here in Romania, I think it is clear that there is a hotspot of illegal logging in Europe. It is also the place where the most valuable forest of Europe resides. În fiecare an se taie 8,8 milioane de metri cubi de lemn. Cazurile investigate arată că instituțiile statului descoperă doar jumătate de milion de metri cubi. Restul rămân neinvestigate, nedescoperite, nepedepsite. ONG-știi acuză compania austriacă Holz Industrie Schweighofer că este principala beneficiară a defrișărilor ilegale. Lemn care a ajuns tot la Schweighofer. Când ai aflat că partenerul tău este un host de pădure și taie pădure ilegal. De ce am mai continuat ani de zile să primești lemn de la acest partener? Reprezentanții companiei austriece resping orice acuzație. Asocierea numelui nostru cu tăierile ilegale nu este corectă. Cu hotărâre vă spun că nu am achiziționat niciodată lemn provenit fără proveniență sau fără documentele legale de însoțire. Numele companiei Holz Industrie Schweighofer România a fost menționat și în luna aprilie. Atunci, agenția de mediu americană EIA a distribuit mai multe filmări din care reiese că angajați din conducerea companiei austriece ar acorda bonificații furnizorilor de lemn tăiat ilegal. Bun, între timp discuția a continuat în platou și vă luam la întrebări, cu ce oameni acoperiți această zonă? Până la înființarea gărzilor forestiere, în schemă am avut 48 de oameni. Din păcate, 8 posturi n-am reușit să le ocupăm, datorită salarizării foarte proaste. Cât a fost? Foarte sau cât mic. Este? Un inginer cu 25 de ani vechime, înainte lua 15-16 milioane. Odată cu înființarea gărzilor forestiere... Nu, mână. Odată cu înființarea gărzilor forestiere, salariile au crescut foarte mult. Adică astăzi este motivant să vii să te angajezi într-o gardă forestieră. Sigur, și cerințele vor fi maxime. Vor fi teste psihologice, vor fi teste de integritate, vor fi acțiuni de verificări, o groază de lucruri se vor face. Dar astăzi salarizarea e la nivelul ANAF-ului, adică salarii de aproape 3 ori mai mari. 48 de... Până la înființarea gărzilor. Odată cu înființarea gărzilor, avem 69 de posturi, din care 61 personal silvic și 8 de altă specialitate. Și asta la 4 județe, da? Pe 4 județe, da. Și ne ocupăm și de probleme de vânătoare. Păi este normal, domnule Ștesco. Deci oamenii ăștia, cred că este, după, cum controlați? De fapt, problema e că nu avem atribuțiuni de pază. Nu avem atribuțiuni de pază, facem doar avem și atribuțiuni de control, mai facem și împăduriri. Ați văzut cum avem perimetrele la Vișoara și avem și în alte județe. Personalul e insuficient, dar este un mare pas. Odată au crescut salariile și aproape s-a a crescut cu 25%, cu 30 și ceva la sută numărul de personal care s-a alocat. N-a fost de une mai mult fond. Dacă, cu siguranță, dacă noi ne vom deveni eficienți și va fi nevoie de oameni suplimentari, sigur se va acorda. Este un, eu spun că suntem pe un făgaș normal. Eu vă spun că și instanțele astăzi ne dau câștigă cauză mult mai repede și... Credeți că o să suplimenteze numărul de posturi în sănătate, în educație nu au fost suplimentate? Eu cred că să așteaptă rezultate, dar cred că o să suplimenteze numărul de posturi. O să vadă, o să facă o analiză și o să suplimenteze. Eu asta cred eu.
Eu cred că în continuare nu este nicio brumă de voință politică, pentru că dacă și datele oficiale vorbesc de milioane de metri cub tăiați ilegal, acolo ar fi vorba și de sume uriașe de bani care dispar din sistem, nu doar fiscal, ci și când se taie pădurile statului. Deci dacă e vorba, ar fi o economie uriașă, chiar dacă crești de 5 sau de 10 ori schema de personal și în structurile de pază și în cele de control. Așa că este doar un joc de imagine. Să mai suplimentezi cu câțiva oameni, ajungi de la 12 la 15 sau la 15 la 18 pe județ, la suprafață și la probleme care le avem. În orice seară, dacă te duci, peste tot îs tractoare, îs camioane, îs astea, drujbele răsună și în Făgetul Cluj. În orice weekend, dacă mergi, răsună drujbele. Așa că cu... și dacă ar fi dublate mâine 30 de oameni pe județ, este infim ca să controlezi zona, în condițiile în care nu este doar să te convingi că personalul de la ocoalele silvice își face datoria, ci de fapt trebuie să constați și ce se întâmplă acele locuri ale nimănui în care nu se asigură pază nici măcar teoretic. Dar și vă spun de ce nu există voință politică, pentru că sunt încă sume foarte mari de bani care din acest trafic merg la finanțarea diferiților actori politici, pentru că o instituție ca și aceste gărzi forestiere ar trebui să fie depolitizată 100%, să aibă statut de procuror, practic. Nu vei reuși niciodată să oprești tăierile ilegale dacă vei merge tot cu oameni puși politic, care trebuie să răspundă, care trebuie să facă rost de bani la partid, pentru că asta este cea mai mare problemă pe care avem noi. Totul este politizat și, păi, uitați-vă și la fostul director, la domnul Traian Mariș, care a luat 3,5 ani cu suspendare în condițiile în care el coordona o rețea mafiotă, așa spun procurorii DNA, în care de la ultimul pădurar și până la șef trebuia să dea o parte din bani, o șpagă, nu știu, 25.000 de euro pe trimestru sau ceva. Clar. Deci situația este alarmantă. Și a fost numerat reintegrat în sistem. Și a fost reintegrat în sistem. Nu este angajat dumneavoastră, dar nu mai este. La regie. Event, nu știu dacă este angajat o regie națională a pădurilor. Este. Cred că o ducem în sfera politică și nu cred că ar trebui să o ducem în sfera politică. Eu cred că ajunge... Sunteți membru de partid? Nu. Nu. Și nici nu am făcut politică niciodată. Și nu mi s-a cerut niciodată? Nu mi s-a cerut nimic să fac intervenții, să opresc controle, drept dovadă că și n-am avut probleme. Cum explicați dezastru? Este incompetență? Nu, dezastru. Dezastru e istoric. Adică... Și nu numai, deci președintele Iohannis, ministrul mediului, au ieșit, este o problemă de siguranță națională. Da, așa este. De la cuvinte la fapte, deci... Vor fi fapte. Eu vă spun că... În primăvara anului următor o să vadă fapte și o să-și vadă rezultatele gata. Trebuie să vă gândiți că noi... Până la primăvară mai rămânem cu păduri. Cu siguranță rămânem cu păduri. Ce a mai rămas. No. Păi ce a mai rămas, că ce a mai rămas nu mai avem ce să facem, nu mai putem să o ducem înapoi. Dar lucrurile cu politicul sunt destul de complicate. Să știți că o să ajunge și noi ca antifrauda. Eu sunt convins că ajungem acolo, la fel cum lucrează antifrauda cu procurorii, să lucrăm și noi cu procurorii. Sper să nu ajungeți ca antifrauda când nu mai sunt păduri. Că atunci degeaba. Nu, problema, că în alte domenii mai repari, mai recuperezi. Pe când în domeniul mediului, dacă ajungi dincolo de anumit prag, este foarte greu să mai repari. Asta e marea problemă. Sunt lucruri care se pot amâna. Pierzi bani, te iei împrumut, după aia devii eficient, plătești datoriile. Aici, dacă s-a dus naibii pădurile sau apele, degeaba ai după aia voință, bani, resurse. Asta e problema, să ruvină prea târziu voința politică și conștientizarea că situația e foarte gravă. Sunt deja istorice. Da, într-adevăr, gatărele, sutele de gatăre. Apropo, aveți o idee? Câte instalații de tăiat lemn rotund sunt în evidență oficial în județul Cluj? Nu sunt foarte multe. Sunt undeva la 250 de firme care se ocupă de procesarea materialului lemnos, pe care avem, le dăm acorduri, le dăm documente și funcționează. Dar sunt persoane fizice care au instalația de gatări în curte. Sunt pe canetele de moți, care au în curte, care sunt pe... La fiecare casă, practic. Este o lege specială a moților. E o chestie aparte cu moții avut. Le s-a permis pe legea 33/97, le s-a permis pe legea 144/2000. Și nu trebuie să declară, nu trebuie să existe evidența acelor instalații. Astăzi ei nu mai pot să facă decât dacă trec cu și obțin avize de locale silvice și îi vedem în sistem oricând.
Cu data la pădui vedem oricând... Nu, e vorba și de capacitatea tehnică. Înainte zicea să verificăm gaterele, dar la munte toată lumea are. Într-un singur sat îți câte 200-300, nu mă vezi unde le de pe uliță, în fiecare curte. Nu funcționează. Nu dacă mai pentru că nu mai au cu ce. Nu mai au cu ce. De exemplu, trebuie să mergi câte 15 km să mai găsești ceva. E un pas mare că nu mai funcționează. Înseamnă că nu mai au materie primă. Adică nu mai au materie primă și li și frică. Să știți că încet, încet s-au luat măsuri și să iau măsuri destul de drastice împotriva lor. Și o să vedeți că o să răspund. Ați văzut problema de la Finișel. A fost un material făcut de noi, am stat 4 săptămâni cu 6 oameni, am constatat o pagubă de 5 miliarde, instituțiile statului și-au făcut treaba, au ridicat anumite persoane, unele sunt arestate, unele sunt cu arest la domiciliu, încet, încet lucrurile intră într-un făgaș normal. Părerea mea că vedem prea mult în negru. Asta e problema. Dacă pot să recupera paguba, deci... Poftim? Dacă cetățean mă interesează să recupereze paguba. Paguba era proprietarilor. Da, vor fi pedepsiți și vor plăti. Să plătească. Și vor plăti. Ideea e ca toată lumea să intervine și să vrea. Să pună o presiune mediatică, să pună radarul, să sune fiecare cetățean vede un transport. Aveți dreptate că circulă cu camioane închise. Dar dintr-o dată nu poți rezolva totul. Cred că a rezolvat problema mare a camioanelor care transportau 40 de metri cub. Că nu-și mai permite, vă spun eu. Dacă sună pe 1-2 și confiscă un camion de 40 de metri cub la 4 milioane de metri cub cât îi, l-o dezechilibrat. Încet, încet, dacă vom face pași și vom dori, vom limita, îi vom duce... Să nu se mai ducă să oprească lemnul cât mai aproape de pădure. Și la un moment dat, dacă nu o să aibă cui să-l vândă, nu o să-l mai taie. Dacă noi credem că de azi pe mâine vom elimina, vom eradica furturile și ilegale, ne amăgim. Asta ne amăgim pentru că știm cum lucrează Parlamentul. Nu, ați văzut că... ce s-a schimbat în Codul Silvic și ce nu s-a schimbat, deși trebuia schimbat. Nu, eu am lucrat la Codul Silvic și știu, la Codul Silvic nu se putea schimba mai mult decât atât. Dacă vă referiți la partea de infracționalitate, aia era când a intrat Codul Penal în vigoare, nu ne-a mai permis să mai modificăm infracțiunile. Iar partea de Codul Silvic... De ce? De ce? Păi așa a fost legea, că chiar a abrogat câteva, articole care condamnau sau pedepseau ca și infracțiune în Codul Silvic. Bun, și este lege și Codul Silvic și ea poate incrimina și ea poate modifica. Dar este, sunt doar este, niște numere. Acum vorbesc ca avocat. Nici vorba să nu se poată umbla din alte motive. E vorba de voința politică. La fel, în Codul Silvic, în continuare, fur două găini, poți face pușcărie, ești infractor, fur un car de lemn, nu-i, că nu-i peste o anumită cantitate. Acolo e permis să fură o cantitate semnificativă și nu se consideră infracțiune decât peste o anumită cantitate. Nu e stabilită cantitate, e stabilită doar valoare. Valoarea care se traduce în niște metri cubi. Acolo nu e o legătură de lemne, acolo e un car de lemne. Un car de lemn, sigur. Și în continuare se menține, nu este voința politică să incriminezi ca furt când furi nu un camion întreg, ci numai cu care de lemne. Și dacă furi în fiecare noapte, dar nu ești prins, că e vorba nici de repetate, nu ești hoț. Ești doar un contravenient. Plătești amendă, îți confiscă, la mers. Dar la a doua contravenție devii infractor. Dacă se constată des. Păi nu, într-un an de zile ai săvârșit două contravenții, devine infracțiune. Există o evidență, devine infracțiune. Da, dar este o practică. Noi am prezentat un material a colegilor mei, chiar și din Bistrița Năsăud, în satul ăla jumătate cu asta se ocupa. Satul, era o comunitate, era o comunitate de romi, aveau condamnări. Nu erau numai romi, erau și era de la Budacul de Sus. La Budacul de Sus. Pădurile Ciurilei, eu știu că am făcut un control în 2012 și unde s-au tăiat ilegal și lucrurile s-au liniștit, nu se mai taie. Dar prea târziu, acum avem acolo sute de hectare complet. Acum vreau să știu, trebuia să nu faci nici acum sau... Am făcut. Nu depinde de mine. Dar de cine depinde? Haideți să stabilim. De cine depinde? Cine trebuie să... Uite că guvernul a dat acea ordonanță de urgență de înființare a gazelor forestiere. Au dat salarii foarte mari. A ieșit hotărârea de guvern privind organizarea și funcționarea. Se vor angaja oameni și vom vedea cum va funcționa. Guvernul a dat o trăire de guvern cu radarul pădurilor, să nu vă spun cât de greu a ieșit, cât de greu s-a implementat. Dar, până la urmă, domnule a vrut și s-a făcut. Când intră garda forestieră? Ea a intrat. Când vă vedem pe teren? Sper că de curând să ne echipăm și mașinile cu girofare, să scriem pe ele și o să ne vedeți în teren. Deci, încă o dată, nu este o altă instituție, nu, este fostele structuri de regim silvic și de vânătoare, rebotezate, mărite salariile foarte bine, în afară de noul nume și de salarii mai mari și deocamdată doar mică creștere numerică, ca atribuții sau ca dotări materiale,
Aveți deja? Da. Avem, că asta e foarte important. Mașini o să avem combustibil suficient ca să ne putem deplasa, o să ne doteze cu uniforme, o să ne doteze mașinile. Există și aici un pas făcut. Ideea că mașinile cu girofar mi se pare o glumă, adică tocmai să știe de la distanță că e în zonă. Nu, să folosească așa ceva. Așteptăm să vă vedem în acțiune. Să venim și noi, dar nu cu girofarul, bineînțeles. Păi așa e prevăzut în echiparea mașinilor care vor face acțiuni. Dar puteți să porniți sau nu? Fără discuție. Fără discuție. Fără discuție. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea de astăzi. Clar, nu am epuizat acest subiect. Nici nu se va epuiza. Și o să reluăm această discuție. Să-l invităm când ar putea să ne dea niște rezultate concrete cu eficiența gărzii acestea. Noi, dacă ați văzut, date concrete. Săptămâna trecută am confiscat 576 de metri cub la o firmă în Alba. Acum două săptămâni am confiscat... 576 de metri? Da, la o firmă. Dar ce să vă spun, dacă vă spun că anul ăsta avem confiscat undeva la 68.000 de metri cub. Începe acțiunea pomul de Crăciun. Adică începe acțiunea pomul de Crăciun. Rezultate avem. Și anul trecut 1 milion de teatru legal, apropo de candidați. Da. Încearcă să sensibilizeze atât autoritățile, cât și opinia publică prin campaniile pe care le desfășoară. Deci noi încercăm să ne facem treaba. Așteptăm și din partea noastră. Cu siguranță noi ne-am făcut lucru. Și ne vom face treaba în continuare. Cu câți oameni suntem? Eu nu sunt de acord cu această afirmație. Și rapoartele, și Greenpeace, și celelalte dovedesc că aveți mari probleme. Avem noi mari probleme. Nu noi mari probleme. E dezastru. Nu. Oricât ați încercat să îndulciți situația, e simplu să aduceți acuzații. Eu vă spun că rezultatele sunt și cifrele. Vă așteptăm, domnule Ștețco, cu rezultate. În aceeași formulă o să ne întâlnim. În primăvara anului următor. Cum ziceți? Așteptăm până la primăvară. Doamnelor, o campanie desfășurată de TVR Cluj vizează tocmai defrișările ilegale de pădure. Mesajul este simplu. Salvați pădurile României! Doamnelor și domnilor, în continuare vă invităm la un eveniment unic în lume, o lecție de viață în care frumusețea interioară este cea care contează cu adevărat. Spectacolul va avea loc în această seară la Casino Park, Centrul de Cultură Urbană din Cluj-Napoca, unde se află acum și Ovidiu Damian. Bună ziua, Ovidiu, ai legătura! Bună ziua, Luminița, bună ziua, doamnelor, domnilor. Așa cum spuneai și tu, ne aflăm deja la Centrul de Cultură Urbană Casino, unde la ora 19 începe Atypic Beauty. Un eveniment unic în lume, un eveniment în care frumusețea interioară, cum spuneai și tu, Luminița, contează cel mai mult. Atypic Beauty este organizat de asociația Open Your Heart, se află la a 7-a ediție și este pentru a 3-a oară la Cluj-Napoca. 12 fete foarte frumoase în fotolii rulante vor defila pe podium și vor prezenta creațiile unor designer români însoțite de 12 persoane publice din Cluj-Napoca. Sufletul acestui eveniment, Magda Coman, se află chiar lângă mine și este pregătită să ne ofere detalii. Te salutăm, Magda, bine ai revenit la Cluj-Napoca. Bine v-am regăsit. De pe podium, de la New York Fashion Week, direct în orașul nostru, în inima Transilvaniei. Da, suntem pentru a treia oară consecutiv la Cluj și venim de fiecare dată cu emoții și cu bucuria de a întâlni clujenii care ni sunt tare dragi și știm foarte bine că empatizează foarte mult cu evenimentul nostru.
Este un eveniment pe care voi l-ați pregătit îndelung, care ajunge să fie unul itinerant, din fericire. Anul acesta a ajuns și la Sibiu. Anul acesta a fost în primăvară la București, apoi a ajuns la Cluj și acum este la Sibiu și acum este la Cluj. Este o veste extraordinară, sperăm că în curând vom vedea Atypic Beauty la Timișoara, la Târgu Mureș, la Iași, în cât mai multe orașe din România, pentru că scopul evenimentului pe care voi îl organizați este acela de a elimina foarte multe bariere. De a elimina foarte multe bariere, de a schimba mentalități și de a lucra puțin la inimile românilor în ceea ce privește faptul cum sunt persoanele cu dizabilități percepute. Îmi doresc foarte mult ca ele să fie integrate social, să aibă locuri de muncă, să se simtă niște persoane, să nu mai fie marginalizate și să nu mai existe discriminare. Așa cum le spuneam telespectatorilor noștri la începutul intervenției noastre, tu ești sufletul acestui eveniment. Cum ți-a venit ideea să organizezi Atypic Beauty? Păi ideea a venit simplu. Am tot lucrat prin diferite țări și am văzut că în afară se dezvoltă foarte bine acest concept și este perceput de către oameni cum ar trebui să fie și la noi și astfel am încercat de fiecare dată, chiar dacă mi este extrem de greu să-l organizez pentru că mă lovesc de fiecare dată de mentalitățile învechite ale românilor. Iată-ne, astăzi ajungi la cea de-a șaptea ediție și cred eu din toată inima că vom reuși să facem din evenimentul acesta exact cum este și Fashion Week, un eveniment de tradiție, așa să fie și Atypic Beauty, iar prin Atypic Beauty cred că vom schimba radical imaginea persoanelor cu dizabilități, adică să fie privite ca niște oameni normali, care iubesc la fel, care au aceleași trăiri și aceleași sentimente ca ceilalți sănătoși. Alături de tine, alte 11 fete în fotolii rulante vor defila astăzi în fața publicului. Fiecare dintre ele are câte o poveste extraordinară în spate. În ciuda unei situații dificile de viață, să spunem așa, nu au încetat să spere, nu au încetat să arate tuturor că frumusețea vine din interior și că poți face lucruri extraordinare în comunitate dacă vrei, dacă ai motivație. Da, este adevărat, sunt 12 fete în scaun rulant care pentru mine sunt exemple de viață, cred că pentru întreaga societate, având în vedere că România este o țară total neaccesibilă pentru utilizatorii de scaun rulant, ele totuși au terminat facultăți și au multe dintre ele chiar și familii și au o viață extrem de dezvoltată, adică nu sunt, deși mentalitatea este învechită, ele încearcă să răzbată în societatea noastră. Și avem și un invitat special pe George Baltă, un fost sportiv, a ajuns și el din nefericire într-un scaun rulant, care astăzi va defila și va reprezenta și sexul masculin. Și cred eu că toți oamenii vor privi evenimentul acesta cu toată dragostea și că vom reuși să ne atingem scopul, acela de a elimina orice barieră. Este minunat faptul că din ce în ce mai multă lume se alătură mișcării Atypic Beauty. Iată, prezențe masculine în show-ul vostru. Sperăm să aveți din ce în ce mai mulți participanți pe podiumul de defilare. Vorbeai puțin mai devreme despre faptul că ale tale colege de prezentare, fetele care vor fi prezente în fața publicului în această seară, au extraordinare povești de viață, nu au renunțat să spere și au întemeiat familii, au cariere impresionante. Este și cazul tău. Ai o fetiță minunată pe care o crești, alături de care îți petreci viața într-un mod plăcut. Deși, cred că e important să le spunem telespectatorilor noștri că în momentul în care erai însărcinată, un medic chiar ți-a spus că ești de-a dreptul inconștientă, să te gândești să rămâi însărcinată, având în vedere situația în care ești. Am încheiat citatul. Este adevărat, am o fetiță care am făcut-o după accidentul meu. Ar trebui cumva educată societatea, atât din punct de vedere educațional, în sensul că persoanele cu dizabilități trebuie să se dezvolte din toate punctele de vedere, să fie lăsate să meargă să urmeze o facultate sau... Eu cred că am fost o norocoasă și pentru că eu am fost atât de norocoasă, de asta, prin evenimentul Atypic Beauty, încerc să dau speranța și celor care, într-o zi, dintr-o nefericită întâmplare, viața lor s-a schimbat total,
și de ce nu să lupte și să meargă mai departe optimiști, că totuși viața este frumoasă pentru toți. Este extraordinar să te vedem întotdeauna cu zâmbetul pe buze, așa cum spuneai, speranța merge mai departe. Este unul dintre mesajele pe care Atypic Beauty îl transmite în această seară la Cluj-Napoca. Mulțumesc foarte mult, Magda, pentru că ai fost alături de noi. Nu vrem să te mai reținem pentru că știm că urmează repetiția generală înainte de show-ul care va începe, doamnelor, domnilor, la ora 19. Ne apropiem de ora 6, așadar clujenii mai au la dispoziție aproximativ o oră să ajungă la Centrul de Cultură Urbană Casino pentru a vedea că speranța merge mai departe, pentru a vedea zâmbetul și motivația acestor fete extraordinare care vor defila în această seară în fața dumneavoastră. Pentru aceia care nu sunt din Cluj-Napoca, vă promitem în cadrul ediției de vinere, emisiunii Fără Prejudecăți de la TVR Cluj de la ora 17, un reportaj despre ceea ce se întâmplă în această seară aici la Casino. Luminița, înapoi la tine. Mulțumesc, Ovidiu. Trecem acum la un alt subiect. Și așa cum v-am anunțat la începutul emisiunii, vă invităm la balet, deoarece în aceste zile se desfășoară în premieră în România, aici la Cluj-Napoca, Festivalul European al Școlilor de Balet. Alături de noi se află acum doamna Simona Noja, organizatorul festivalului și de asemenea ambasador al Clujului pentru titlul de capitală culturală europeană. Bună ziua și bine ați revenit! De invitație. Și doamna Corina din Delegan, profesor, coordonator al festivalului. Bună ziua! Bună ziua! Doamnelor, ce este acest festival european de balet? Este o platformă de întâlnire a tuturor celor care iubesc baletul. Fie elevi de la școli private și școli profesioniste, din țară și din străinătate, o întâlnire pentru profesorii de specialitate, o întâlnire pentru părinții copiilor care urmează să facă această, să urmeze acest drum, fie ca și școală profesionistă sau ca și de plăcere. Este pentru noi, a fost o experiență extrem de, să zic, de bogată, ca să o descriu așa frumos, extrem de frumoasă pentru copii. Am avut un feedback extrem de pozitiv de la părinți, de la profesori, și ne bucurăm amândouă, pentru că a fost ideea noastră, o idee comună, de a face acest festival, de a face în cadrul festivalului workshop-uri, demonstrații de dans, de balet, de jazz și de dans contemporan, un spectacol care va avea loc mâine seară la, pe scena mare a Operei Române din Cluj, și neașteptat pentru mine a fost ideea Corinei de a face și un simpozion cu tema talent, creativitate și eficiență în școlile de balet, și mărturisesc că a fost o idee foarte bună, a fost o cantitate enormă pe care Corina a făcut-o, dar acum, cred că după ce a trecut simpozionul, suntem foarte fericite că l-am organizat și eu am o extrem de mare gratitudine Corinei că l-a organizat și sperăm să urmeze. Eu cred că exagerează puțin. Știți ce am organizat eu? Am avut o echipă foarte bună de copii. Practic, organizarea e făcută cu elevi. Deci, în afară de Simona și de băiatul ei, de Alessandro, care a colaborat, am mai avut elevi de la Racoviță, de clasa 11-a și vreo 2 de a 9-a, și elevi de la coreografie. Ei au organizat. Ne mai pomeni. Și da, au funcționat dacă extraordinar. Au reușit să organizeze un astfel de Au făcut venime. Interviuri foarte bune, au scos un newsletter, au făcut site-ul evenimentului, promovare. Deci ne-am făcut datoria de a promova cultura până la urmă, în rândul tinerilor, și ei s-o ducă mai departe și asta era ideea. Și fascinant, fascinant pentru mine să văd că așa un eveniment, totuși de mare greutate, deci vorbim acum de peste 120 de elevi, de 20 din toată țara, din toată țara și din 7 țări, de fapt, deci din 7 țări, vorbim de 24 de școli, vorbim de 36 exact, sau, mă rog, cel puțin 36 de profesori care au participat cu lucrare sau fără lucrare la simpozion. Deci vorbim totuși de un grup foarte mare și acești copii, coordonați de Corina, au reușit să facă aproape tot.
Deci pentru mine fascinant, pentru că mai puțin, pentru că era îi cunoștea, deci se bazea pe ei. Și astăzi m-am întâlnit cu câțiva dintre ei și eu credeam că deja au experiențe, că au făcut în trecut lucrurile astea și mi-a zis, pentru prima dată am făcut acest lucru. Și a funcționat totul ca perfect, într-un fluid extrem de plină armonie. Deci sunt extrem de recunoscătoare. Am avut ocazia să stau un pic de vorbă cu profesorii pe care a dus doamna Noja din diferite părți ale lumii, de la Viena, din Canada, din Portugalia, din Olanda. Din Australia. Din Australia. Și mi-au spus că un astfel de eveniment i-a impresionat pe dânsii foarte tare. Nu ar fi fost posibil, de exemplu, la Viena. Și vreau să vă întreb, de ce? De ce? Să ne spună doamna Noja, după aceea vă spun ce a spus și eu, ei. Eu prefer să spun de ce e posibil la Cluj, exact. Lucrul ăsta, da? Deci este posibil la Cluj pentru că este un oraș extrem de viu. Este un oraș care pulsează tinerețe, care emană tinerețe și care atrage tinerețe. Și de asta este un astfel de festival extrem de greu de organizat, pentru că sunt foarte multe personalități din diverse domenii care au participat ca și invitați la acest festival și este destul de dificil să, în primul rând, să le găsești agenda liberă, unul la mână. Și toți în același timp și toți să vină cu plăcere și cu bucurie și încă să ne mulțumească pentru felul în care l-am organizat. Deci a fost o experiență pentru toată lumea, nu doar pentru participanți, ci și pentru invitații noștri speciali din 7 țări, un eveniment special. Și sperăm să-l continuăm. Care a fost răspunsul profesorului? Răspunsul profesorului a fost că e un eveniment foarte complex și foarte greu de organizat. Și în plus de aceasta, faptul că profesorii și părinții pot să intre în contact. Părinții pot să meargă să vadă demonstrațiile. Pot să stea de vorbă. Pot să stea de vorbă cu Simona Noja și cu profesori din 7 țări. E o chestie care e foarte greu de organizat. Și această interacțiune nu putea să fie și la Viena? Am înțeles că acolo există mai mult conservatorism. Oamenii sunt mai... Foarte dificil de obținut o planificare acolo. Da. Deci să-i aduci pe toți oamenii. Și aici totul a fost să posibil. Să faci și simpozion, și ateliere, și... Da. Dar aici totul a fost posibil pentru că am fost trei persoane, de fapt, de bază. A fost Corina și a fost și încă o elevă pe care Corina nu vrea să o pomenească. Este Melania din Delegan, care a făcut toate înregistrările. Deci trebuie să vă imaginați un copil la 15 ani care face absolut toate înregistrările și comunică cu toată lumea. Deci a fost un soi de, nici nu știu cum să zic, ca un catalizator. Deci am lucrat într-o echipă atât de bine unsă, de la distanță. Deci eu lucrat de la Viena, eu lucrat de la Cluj. A funcționat extrem de bine, în primul rând datorită tinerilor. Și a vrut să fie acasă, vă spun eu. Deci, era important pentru români, în primul rând, să poată veni la acest simpozion și să se întâlnească cu profesorii din străinătate. Era greu să-i duci în străinătate pentru că sunt costurile foarte mari. Era greu pentru copiii din școlile românești de balet să facă un drum în străinătate. De asta ați venit aici, știu. Iar mâine urmează spectacolul. Spectacol la care invităm pe toți clujenii. Mult și drag. Nu numai, oricine poate să vină din toată țara să participe la acest spectacol. Da, mărturisesc că trebuie să mulțumesc și Operei Române și domnului director Florin Stefan, pentru că a fost de extrem de mare interesul lui de a ne sprijini și dorința lui de a ne sprijini a fost extrem de benefică pentru noi și astfel reușim pentru prima dată, deci fundația are 12 ani de existență și este prima dată când reușim un astfel de spectacol pe scena mare a Operei Române și acest lucru s-a făcut doar prin această extrem de mare bunăvoință și respect al dânsului față de fundație, față de munca noastră. Și noi vă mulțumim că ați ales Clujul pentru organizarea acestui festival. Mulțumesc mult! Punem punct aici ediție de astăzi a emisiunii Transilvania la zi. Sunt Luminița Purtacotuțiu și în continuare vă invit să rămâneți pe TVR Cluj și TVR 3. Toate cele bune!